Servus. Ați văzut vreodată pe găina? Nu știți ce e găina? No, păi păcat. Găina e mai faină, culmi la noi în Bihor. Deasupra curge Arieșu, iar de desubt izvorăște Crișu alb. No! Am eu acolo o bucată de pământ, o frumusețe, moștenire de la tata. Da, sunt în proces cu unul cocoș, un fost milițian care vrea să-mi ia locul meu și să-mi dea în altă parte. Dar cu mine nu-i mere, că eu mi-s cioban. Mie nici deloc nu mi-e teamă. La început l-am luat pe cocoș cu minișorul. Mă, cocoș, mă, nu te băga peste bucata mea, mă, că intru în păcat, mă. Bă, te rog frumos, mă, n-o vrut. Și atunci l-am pălit de numai. N-o vrut nici așa. Și atunci am zis, nu, gata, merem la tribunal, un prieten. Dar nu, de la mine, din Sam, eu vorbi de o mare avocată de aici, din București, una Paula, eu cum îi zic, Iacobescu. Stă-mi aici, în blocul ăsta, la etajul 4, mă duc să-i cer o mână de ajutor. No servus. Alo? Da, dragă. Primite-l la mine. Sigur, azi că-l scot eu basma curată. L-ai și trimis? Spune-mi câteva mânute, că nu știu despre ce-i vorba. Oh, scrie și în ziar că bântuie prin oraș un violator de găini? Peste caz de zoofilie, dragă. Bine, lasă, lasă că mă ocup eu de procesul ăsta. Bine că a violat o găină și n-a violat o babă. Stai că bate cineva la ușă, el trebuie să fie. Lasă că trebuie să mai trebuie. Intrați, intrați, ușa este deschisă. Să rămână, doamnă. Bună ziua. Dumneata, ești cu găina? E. Vino mai aproape, trogloditule, că nici nu mai știu cum să-ți spun. Trogloditi? Că mie ziceți că mie de la glob mi se trage. Dar ce v-a apucat, mă, omule, ați nebunit cu toții, că nu ești singurul. E, doamnă, în situația mea mai au un prieten de-al meu de la mine, din sat, un zootehnist. Zoofil, așa se spune. Un zoolofil din ăsta. Cunosc speța că am mai avut cazuri și cu capre și cu vaci. E, fiecare cu a lui. Hai să vorbim despre cazul dumitale, dar te rog cu mine să fii cinstit. Da, sunt, doamnă, sunt cinstit. Va să zic că recunoști că te culci cu găinile. Odată cu găinile, că dimineața am treabă. Și de când ai mania asta? Păi de când mă știu. Te culci cu găinile? Odată. Păi văd că nu numai odată. A, nu, în fiecare seară. Măi, omule, e una afară de drept, am la bază și psihologia. 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 E limpede, ideea dumitale fixă este găina. E, doamnă. Pentru mine, doamnă dragă, găina reprezintă culmea culmilor. Nu, băi, când mă sui pe ea, doamnă, simt așa cum mi se umflă nările de plăcere. E așa, ceva mă furnică pe spate, mi se face pielea ca de găină și îmi vine să strâng holăriu. Ce să faci? Holăriu, holăriu. Domnule, ești apucat rău de tot. E, doamnă, păi de aia m-am bătut și cu cocoș. Te-ai bătut cu un cocoș? L-am bătut de o mers fulge. Dar de ce? Păi da, o vrut să-mi ia locul meu de pe găina. Ei, nu, pe găina e locul meu. Trebuie să te arăți la un specialist. A fost, doamnă dragă, la primar. Dar și ăsta e găinar. Și primarul e zoofil. Nu, doamnă, e găinar, doamnă. Pentru că primarul a vrut loc pe găina. A vrut să-mi ia locul meu din față și să-mi dea la fundul găinii. Și la fundul găinii nu-ți place. Nu, doamnă, eu am locul meu. Cu primarul m-am înțeles. I-am dus un mieluț, un cășuleț, l-am rezolvat. Eu cu cocoș am de furca. Dar până la urmă mi-l mănânc cu fulgi cu tot.
Pe mine nu mai teamă de pușcărie, doamnă. Mie, oi, doamne, de nevastă mea mi-e milă. Ai și nevastă? Și 4 puișuri. De găină. De găină am 14. Și, va să zic că dumneata ai de-a face și cu femeile. Numai cu nevastă mea. Dar mi-e milă de ea, doamnă. Vă dați seama, 4 puișori. Tătăzua stă pe ei așa ca o cloșcă. Ia-ți place nevasta că stă ei așa ca o cloșcă. Ea face toate mendrele. O pui să și cotcodăcească? Ce să facă? Cotcodac, cotcodac, cotcodac. Doamne, fel, dar nu ne arde nou de hârjoniel din asta, doamnă. Ia spune mai omule, ce părere ai soția dumitale despre problema asta cu găina? Doamnă dragă, ea de cocoș are frică. Mi-a spus, mă bărbate, găina asta ta o să ne bade pe toți în mormânt. Are dreptate. Dar eu la găină nu renunț nici mort. Men, hai să te supun eu la un test psihologic. Psihologic. Ai tăiat în viața dumitale o găină? Nu, mi-e milă. Nevastă mele taie pe toate. Ca să scape de rivale. Și ce-ți place, dumitale, cel mai mult la găină? Târtița. Dar târtița nevestită nu-ți place? N-am știut că nevastă mea are târtiță. Ține-te după târtița nevestită și ia-ți gândul de la găină. Eu de la găină nu mi-au gândul nici vor, doamnă. Ce alte păsări îți mai plac? Toate îmi plac. Îmi plac și rațele. Și la rațe te-ai dat? Nu. Am dat odată la bobuci când mi-a fost rău. Hai să ne întoarcem la găina dumneavoastră. Ne întoarcem că de pe găina nu mă dau nici cu poliția că n-are. E bine, am să te întreb atunci ceva așa în termeni galinaceici. Cam la ce intervale o calci pe găina asta? Păi o calcă în fiecare zi. Uneori și de două ori pe zi. Săraca de ea. Dar nu e săracă deloc, doamnă. Nici nu știți ce produce găina asta. Păi înseamnă că dumneata stai bine cu ouăle. Cine, eu? Da, dumneata, te întreb așa, din curiozitate, la ora asta, câte ouă ai? Câte-mi trebuie. Dar ce te-ai supărat așa? Că nu ți-am cerut nimic. Am și eu ouă. Doamnă, dragă, o-ți avea ouă, nu-ți avea, dar dacă vreți să-mi vedeți locul de pe găina, vă iau să vă sui pe ea. Nu mă sui eu pe găina dumitale. Păcat, doamnă, dacă ați vedea ce frumusețe este, deasupra curge areșul, iar de desub izvorăște crișul. Care criș? Alb. Ia stai, măi omule. Dumneata, despre ce găină vorbe? Mutele găină, doamna, e mai faină culme la noi, în divor. Dar ce crede? Ai, că m-am liniștit. Vin să-ți văd locul de pe găină. Veniți cu mine acum? Dacă ai o mașină, jo. N-am mașină, am măgarul, vă sui pe el. Hai și măgar. Și 300 de oi, o frumusețe, le-am parcat pe toate aici în fața blocului. Dar dintre toate... Ai mai frumoasă. E una mioară. Taci, taci din gură. Sara când rămân cu ea la stână, mioara doarme cu mine, doamnă. Taci din gură. Zău, dacă ați vedea ce frumusețe este, seamănă cu dumneavoastră. Ieși afară, măgarule. Măgarul e jos, vă sui imediat pe el, doamnă. Suie-te tu pe oaie, pe capră, pe vacă, pe ce vrei. Trogloditule, animalule, zoofilule. Mai aveți ceva de spus? Da, jos cortina. Ăștia n-o cortina aici, doamnă. Mă rog, atunci jos dolarul. Aoleu, doamnă, alo, domnul. Oricât de jos ar cădea dolarul, când îl vezi, apleacă-te și ridică. No servus.